Decembrie, o lună de poveste. Așa se intitulează cel mai nou proiect al primăriei, prezentat în cadrul unei conferințe de presă susținută de primarul Nicolae Barbu. Consilierul de imagine al primarului Mugurel Roșu a ținut să precizeze că orașul va fi împodobit cu obiecte de înfrumusețare ce nu au mai fost văzute până acum în Giurgiu. Anul acesta vrem să mutăm toate aceste acțiuni în Parcul Mihai Viteazu, care va fi practic centrul acestor evenimente. Și ne-am gândit să le adunăm pe toate acolo, astfel încât să fie ceva, zicem noi, maestuos. Ne-am propus ca aceste evenimente să se întâmple sub o denumire care va arăta că ne preocupă latura artistică a acestui eveniment. De aceea se va numi Decembrie, o lună de poveste, pentru că, într-adevăr, dorim să dureze o lună. Centrul atenției va fi însă Parcul Mihai Viteazu, denumit și Parcul Distracțiilor. Aici vor fi organizate târguri în perioada sărbătorilor, spectacole și nu în ultimul rând. Parcul va fi locația în care va fi amplasat bradul de Crăciun. Facem cu această ocazie și prin intermediul dumneavoastră un apel către cetățenii orașului pentru a participa la ornarea acestui brad. El va avea niște ornamente generale, dar știți cum e, plăcerea de a pune un glob, o ghirlandă într-un brad, nu le putem răpi copiilor și vrem să o facem într-un singur brad, cel care va fi amplasat în Parcul Mihai Viteazu. Inaugurarea Parcului Mihai Viteazu va avea loc pe 3 decembrie la ora 14, urmând ca la ora 18 luminile care vor împodobi orașul să se aprindă.